Bună! Bine ai venit la următoarea lecție de chitară. Asta este a patra lecție. Sper că primele trei le-ai făcut și îți recomand să iei fiecare lecție în parte și să o faci de mai multe ori împreună cu mine pe YouTube ca să înveți să faci ritmic citirea notelor, ritmic să ciupești notele și să prinzi o oarece ritmicitate a muzicii. Fă-o, te rog, împreună cu mine de mai multe ori. Pentru un studiu mai ușor, îți recomand la chitara ta să îți pui corzi de nailon. Sunt mai prietenoase pentru degete și să lucrează mai ușor. Corzile de metal dor un pic, mai ales când o să ajungem la mâna stângă să apăsăm notele, așa că îți recomand să pui corzi de nailon la chitară. Ciupirea notelor și ciupirea corzilor, fă-o în așa fel încât să nu te duci cu degetul sub coardă, deci nu așa, ci degetul fix pe coardă și trebuie să fie postura asta. Fără să ridici mâna, fără să o salți sus. Și degetul mare să-l ții cât mai apropiat de celelalte trei. Postura corectă a mâinii trebuie să-ți fie asta. Tot timpul când cânți, să vii cu degetele să cânți aici deasupra rozetei și aici trebuie să ai aer între mâna ta și corzi. Și cam asta trebuie să fie postura mâinii tale. Iar când degetele tale vor cânta, trebuie să faci asta. Deci, degetele efectiv vin sub tine, fără să salți mâna în sus, adică nu fa așa. Este incorrect așa. Și doar atât. Hai să citim încă o dată notele, ca apoi să le cântăm. Cheia sol, măsura de 4 pătrimi și începem să citim. Si, mi, si, mi. Sol, si, sol, si. Re, sol. La, re. Mi, la. Semn de repetiție și o luăm de la început și le mai citim o dată, pentru că va trebui să le mai cântăm încă o dată. Si, mi. Sol, si. Re, sol. La, re. Mi, la. Și gata exercițiul nostru. Acum hai să începem să cântăm cântecul nostru. Pentru că mâna stângă încă nu o folosim la apăsat corzile, îți recomand să încerci să urmărești notele în timp ce cânți, după ce îți vei lua cartea. Notele le urmărim cu mâna stângă, cu mâna dreaptă ciupim. Pornim și si, mi, si, mi, si, mi, si, mi, sol, si, sol, si. Sol, si, sol, si, re, sol, re, sol, re, sol, re, sol, la, re, la, re, la, re, la, re, mi, la, mi, la, mi, la, mi. La semn de repetiție. Si,
mi, si, mi, si, mi, si, mi, sol, si, sol, si, sol, si, sol, si, re, sol, re, sol, re, sol, re, sol, la, re, la, re, la, re, la, re, mi, la, mi, la, mi, la, mi, la. Acum același exercițiu îl facem cu degetele I și A. Sper că n-ai uitat. P, I, M, A. Deci I, A, I, A. Cu astea ciupim, da? Pornim și I, A, 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 repetiție. I, A, 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 I, A. Și acum vom opri sunetul. Sunetul îl oprim cu palma întinsă și o vom lua de la capăt. Același exercițiu cu degetul M, A, M, A. Da? Și pornim să facem cu M, A. M, A, 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 repetiție. M, A, 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 M, A. Și acum oprim sunetul ca să nu mai sune chitara. Îți doresc mult spor la învățat și încearcă să lucrezi cu mine cât poți de mult, punând de la capăt din nou și din nou, făcând tot exercițiul ăsta, ca mâna ta dreaptă să înceapă să funcționeze și să începi să simți coarda și să începi să simți degetele tale că încep să lucreze. Îți doresc mult spor la lucru!